Capacitatea de a învăța este comora din noi. Este comora noastră lăuntrică. Există și o carte, comora lăuntrică, de Jacques Delors, care ne arată că această capacitate de a învăța este adevărata noastră comoară. A învăța ce? A învăța, de exemplu, să știm. Ăsta fiind unul dintre pilonii centrali ai educației. Unul dintre cei patru piloni ai educației. Învățăm să știm, să cunoaștem, învățăm să învățăm. Un alt pilon al educației, esențial, este a învăța să facem. Să facem anumite lucruri. Să dobândim anumite competențe sociale, psihologice, anumite abilități, astfel încât să putem să ne îmbunătățim viața. Un alt pilon, al treilea, esențial este să învățăm să fim, adică să ne dezvoltăm personalitatea, să avem o gândire critică, autonomă, să fim responsabili, să fim liberi, să fim demni, să fim personalități independente, care știu să-și aleagă ele singure propriul destin, propria viață. Al patrulea pilon și ultimul prezentat în cartea menționată este să învățăm să trăim cu ceilalți, să învățăm să trăim împreună, să învățăm să conviețim împreună cu semenii noștri. Aptitudinile, abilitățile trebuie dezvoltate, puse în practică, astfel încât să putem să ne ajutăm, să putem să trăim împreună, să putem să conviețim. Prin urmare, esențial este că avem o capacitate foarte, foarte importantă și aceasta este capacitatea de a învăța și este o comoară. A învăța să ne comportăm, a învăța să facem în față unor situații critice, a învăța din propria experiență, a învăța din propriul nostru trecut, a învăța din întâmplări, din împrejurări, a învăța tot timpul, a învăța, de exemplu, să ne gestionăm o situație de stres, o situație de tensiune. Ne gândim cum am gestionat-o în trecut și poate nu am reușit. Să o gestionăm cum trebuie. Și poate ar trebui să ne gândim cum să facem astfel încât să rezolvăm această dificultate, să o trecem, să o depășim. Învățând acest lucru, data viitoare, am putea să reușim mai repede să trecem peste acest obstacol. Și asta se face prin învățare. Învățăm de la cineva, învățăm de undeva, învățăm dintr-un anumit context cum să depășim o anumită dificultate. Învățând, o vom depăși data viitoare. Dacă nu ne ajută ce am învățat în depășirea ei, învățăm altă variantă, altă cale, altă posibilitate. Alegem alt drum. De aceea învățarea trebuie să fie permanentă, continuă. Una dintre ideile centrale este exact asta. Să înveți tot timpul, continuu, de oriunde, din orice. Din mersul pe jos, din mersul pe bicicletă, din natură, de la mamă, de la tată, de la cei din jurul tău, dintr-o carte, dintr-un film, dintr-o muzică, tot timpul. Să
să fii conectat, să fii atent, să fii într-un fel vigilant și să înveți tot timpul. E o expresie care sună cam standard, așa. A învăța pe tot parcursul vieții. Dar ideea este a învăța continuu. A învăța tot timpul. Și a învăța astfel încât să-ți îmbunătățești în foarte multe situații viața. Să fii armonios, să fii liber, să fii independent, să ai o gândire întrebătoare, o gândire critică, să fii responsabil de propria ta viață, de propriile tale alegeri. Deci acest autor, și nu numai el, consideră că există o adevărată comoară și comoara asta este capacitatea de a învăța. E o comoară esențială a omului. Și probabil nu numai omului, a învăța, viul în general, probabil că învață. Învață tot timpul din propria lui experiență, din propriile lui întâmplări. O comoară lăuntrică și o modalitate de a merge tot timpul, mai departe. Și se poate învăța de oriunde, se poate învăța oricând, se poate învăța din orice întâmplare, din orice context. Învățarea nu are loc numai la școală sau cine știe unde. Învățarea este permanentă, continuă. Numai că trebuie să fii receptiv, trebuie să fii atent, trebuie să fii vigilant, trebuie să fii cu mintea trează, astfel încât, învățând, să poți soluționa, gestiona, depăși anumite dificultăți, anumite probleme. A găsi soluții pentru anumite probleme sociale, psihologice. Prin urmare, capacitatea de a învăța este comoara din noi și trebuie să utilizăm această comoară, să folosim această comoară tot timpul. Nu trebuie să ne oprim, trebuie să învățăm tot timpul, mereu, pentru noi înșine, evident, da, și implicit pentru ceilalți, pentru că învățând să colaborăm, învățăm să fim, învățăm să știm, învățăm să facem, putem conviețui într-un mod frumos, armonios cu cei din jurul nostru. Putem trăi împreună astfel încât să nu ne fim unii altora pietre de moară atârnată de dușmani, ci camarați, prieteni.